găsit la Sălăjanul Info, care, prin emisiunea Neconvențional, dorește să aducă în fața dumneavoastră informații din zona politică și nu numai. Deoarece în 6 decembrie românii sunt așteptați la urne pentru a-i alege pe oamenii politici care le vor reprezenta interesele pentru următorii 4 ani în Parlament, îl prezentăm azi pe candidatul PNL Sălaj la Senatul României, domnul avocat Bogdan Ilea. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Stimate domnule Ilea, nu sunteți doar avocat, sunteți și decan al baroului Sălaj din 2015. La vremea respectivă aveați doar 33 de ani și era cel mai tânăr ocupant al unei astfel de funcții în Uniunea Națională a Barourilor din România. Ce v-a determinat să candidați pentru această funcție de decan al baroului? Într-adevăr, din 2015 sunt decan al baroului Sălaj. La vremea respectivă aveam 33 de ani și o vechime în profesia de avocat de puțin peste 10 ani. Aceasta fiind vechimea minimă care îți permite să candidezi la demnitatea de decan. 10 ani vechime neîntreruptă în profesie. Ce m-a determinat să candidez la această funcție? M-au determinat mai multe lucruri. 10 ani, am considerat că 10 ani experiență sau vechime în profesia de avocat este o experiență care venea ca un argument în sprijinul unei astfel de candidaturi. Pe urmă, faptul că majoritatea avocaților din Baroul Sălaj erau și sunt avocați tineri, m-a încurajat să cred că ideile mele vor rezona cu ideile și cu așteptările lor și pe urmă nevoia de a da ceva înapoi comunității juridice din care făceam parte. Nu v-a fost dificil să-i convingeți pe colegii dumneavoastră că sunteți alegerea cea mai bună pentru o astfel de funcție? Nu am stat să evaluez dacă a fost ușor sau dificil. Privind retrospectiv, cred că îi convinsesem deja înainte de a-mi anunța această intenție. Oricum, înainte de a-mi depune acea candidatură pentru funcția de decan, candidatură care pentru mine, la vremea respectivă, era cea mai importantă competiție în care mă înscriam, i-am consultat pe majoritatea colegilor avocați spre a-i întreba sau spre a le cere părerea dacă fac un lucru bun sau dacă poate ar trebui să mai aștept. Spre plăcuta mea surprindere, la acel moment am avut un răspuns, un feedback extrem de pozitiv din partea lor, context în care acest feedback nu a făcut altceva decât să-mi întărească rezoluția, decizia de a candida. E o misiune dificilă să conduceți, să reprezentați avocații sălăjeni? Mai ales că aveți o foarte bună nuanță, pentru că decanul nu conduce, ci doar reprezintă baroul și avocații, membrii ai baroului. Este o funcție de reprezentare. Nu este un lucru foarte greu. Cum spun americanii, nu este rocket science. În schimb, este o responsabilitate pe care o ai reprezentând sau fiind perceput ca reprezentantul profesiei în relațiile cu celelalte profesii juridice, cu sistemul judiciar, respectiv cu judecătorii și cu procurorii luați în ansamblul lor, fiecare dintre cele două categorii profesionale, cu notarii, cu executorii judecătorești și așa mai departe. Deci din această perspectivă și, pe de altă parte, în interiorul profesiei, în legăturile cu alte barouri, cu Uniunea Națională a Barourilor, cu Casa de Asigurări a Avocaților, care este un sistem privat de pensii, ca o paranteză, ar putea fi luat drept model, pentru că este un sistem eminamente contributiv, nimeni nu are o pensie alta decât pe principiul contributivității. Deci în raporturile cu toate aceste structuri și entități, atât din interiorul profesiei cât și din exteriorul profesiei, revine decanului și Consiliului Baroului Sălaj, în cazul nostru, funcția de reprezentare. Provocarea vine din perspectiva faptului că
o parte din timpul pe care anterior îl alocai profesiei și familiei, pentru că este vorba și de multe weekenduri și așa mai departe, trebuie să îl realoci profesiei, funcției de reprezentare a profesiei. Din această perspectivă este într-adevăr o provocare, a fost o provocare și rămâne o provocare, pentru că în anul 2019 am fost reales în funcția de decan al Baroului Sălaj pentru un nou mandat de 4 ani. În funcția de decan pot să o deții 2 mandate consecutiv, este limitată și cred că este și suficient pentru orice persoană să dețină 2 mandate de decan, deoarece dacă are ceva de demonstrat colegilor și societății în general, are această ocazie în cei 8 ani de cuprinși în rândul celor 2 mandate. Din această perspectivă, cred că este o experiență care poate pe mine mă va ajuta să-mi clădesc personalitatea, să fiu mult mai responsabil și cred că am devenit responsabil față de colegii mei și în relațiile cu colegii mei, dar, repet, și vorbesc și despre experiențele pozitive pe care le-am avut în calitate de reprezentant al profesiei în relația cu terții, cu societatea civilă în general. Cum spuneam la început, sunteți primul pe lista PNL Sălaj pentru Senat. Înainte de a discuta pe acest subiect, vă propun să abordăm rezultatele pe care Partidul Național Liberal le-a obținut în județ în urma alegerilor locale din 27 septembrie. Dincolo de șefia Consiliului Județean și de cele 11 mandate de consilier județean, PNL, prin candidații proprii sau susținuți, a câștigat 27 de primării. Cum comentați rezultatele acestea? Alegerile locale desfășurate la data de 27 septembrie reprezintă și reprezintă, în opinia mea, un turning point, un punct de inflexiune, un moment în care sălăjenii au schimbat conducerea Consiliului Județean Sălaj, foarte important, prin vot uninominal, alegând pentru prima dată după 4 mandate, după 16 ani, un candidat de dreapta, în persoana domnului Dinu Iancu Sălăjanu. Cred că aceasta a fost o declarație politică a electoratului din Sălaj, o opțiune, o declarație de opțiune politică și o scrisoare de încredere pe care votul din 27 septembrie l-a acordat Partidului Național Liberal și programelor Partidului Național Liberal. Evident că alegerea sau succesul Partidului Național Liberal în cursa pentru funcția de președinte nu ar fi fost posibilă fără încrederea pe care cetățenii comunelor din Sălaj, celor 27 de comune din Sălaj, le-au acordat-o candidaților liberal pentru funcția de primar. O parte dintre candidații celor 27 la funcția de primar a celor 27 de comune care au și câștigat sunt primari cu experiență, cu multe mandate în spate și în ceea ce îi privește, discuția despre ei se rezumă la o discuție despre sau se circumscrie unei discuții despre continuitate, competență, continuitate și ducerea la bun sfârșit a proiectelor pe care au demonstrat că sunt capabili să le înceapă și să le implementeze. Iar în ceea ce îi privește pe noi primari, pentru că sunt foarte mulți primari noi, în comune importante, comune populate și comune cu viață economică și socială importantă în județul Sălaj, în ceea ce îi privește, cum spuneam, pe acești noi primari, încrederea acordată de către electorat persoanelor, domniilor lor, vine ca o piatră de temelie în relația de ansamblu pe care Partidul Național Liberal o are cu sălăjenii. Și cred că prestația
politicienilor, reprezentanților liberali. Și aici mă refer în principal la ministrul transporturilor, la deputatul și ministrul Lucian Bode. Prestația pe care politicienii liberali au avut-o în, atunci când li s-a acordat șansa de a deține funcții executive, alese sau numite, nu are importanță, a întărit încrederea pe care electoratul din Sălaj, sălăjenii, o au în Partidul Național Liberal. Subsumez toate aceste aspecte zilei votului din, despre care spuneam că este un turning point, de 27 septembrie. În condiții deosebite, în condiții de criză sanitară, o prezență bună la vot, sălăjenii au arătat că vor o reorientare. Vor o orientare a Sălajului spre dreapta, spre proiecte concrete, spre mai multă rezervă în comunicarea publică și mai multă implicare în fapte și în ducerea la bun sfârșit a proiectelor concrete. Chestiuni care sunt de natură a da la o parte experiența negativă pe care spun eu că Sălajul a avut datorită guvernării locale de stânga, socialiste. Guvernare socialistă care, în afară de populism, nu a oferit altceva sălăjenilor. Iar analizând județele limitrofe, județele cu care în mod natural sau față de care în mod natural suntem apropiați pentru că ne sunt vecine din zona nord-vestului, vedem că Sălajul a pierdut un tempo în dezvoltarea locală, atât în ceea ce privește dezvoltarea urbană, cât și în ceea ce privește dezvoltarea rurală. Iar acest lucru nu s-a întâmplat pentru că sălăjenii, oamenii de afaceri din mediul urban, antreprenorii din mediul urban sau din mediul rural ar fi mai puțin pregătiți sau mai puțin dornici de a avea succes. Această pierdere a unui tempo pe care Sălajul a suferit-o în cei 16 ani de guvernare socialistă la Consiliul Județean se datorează lipsei unei viziuni clare în implementarea proiectelor care să aducă Sălajul pe harta județelor care prezinte interes pentru investitori. Iar pentru a fi un județ competitiv din această perspectivă, trebuie să oferi infrastructură, trebuie să oferi investiții, trebuie să oferi perspectiva unui loc în care, și aici vorbesc din perspectiva elevului care a făcut facultatea la Cluj și s-a întors după facultate, să oferi perspectiva unui loc în care studentul, absolvent de facultate să-și dorească să se întoarcă pentru a forma o familie, pentru a se angaja și pentru a se așeza în acest loc. După alegerile din 27 septembrie, PNL-ul a obținut un scor foarte bun, mai bun decât în anii anteriori. Raportându-ne la aceste rezultate, credeți că misiunea PNL-ului va fi ceva mai ușoară pentru parlamentarele din 6 decembrie, având în vedere că sălăjenii au votat mai mult cu PNL decât cu alte formații? Faptul că sălăjenii au votat preponderent cu atât la Consiliul Județean cât și la consiliile locale și la primării cu Partidul Național Liberal este un argument și un factor care ne încurajează în a continua ceea ce am început și anume dezvoltarea Sălajului. Așa cum guvernul Ludovic Orban, guvernul liberal, își propune să dezvolte România în ciuda intemperiilor și a crizei sanitare prin care trecem, la fel, administrația liberală a județului își propune să dezvolte acest județ. Iar din această perspectivă, este încrederea pe care sălăjenii au acordat-o aleșilor locali ai Partidului Național Liberal în 27 septembrie, este un factor care ne dă un plus de încredere că facem lucrurile pe care sălăjenii le așteaptă de la noi. Din această perspectivă, am convingerea că făcând lucruri așteptate de către sălăjeni,
aceștia vor rezona cu oferta noastră electorală, cu propunerile pe care le facem și ne vor acorda încrederea. Deci, da, este un argument care ne dă încredere, însă ne și obligă să continuăm proiectele pe care le avem. Cum spuneați, făceați referire la sloganul PNL-ului în aceste alegeri și anume dezvoltăm Sălajul. Spuneți-mi, pentru cei care ne privesc, de ce este important ca sălăjenii să trimită în Parlament reprezentanții ai Partidului Național Liberal? În calitate de senator al județului Sălaj din partea PNL, îmi propun și voi face tot ceea ce depinde de mine pentru ca Sălajul să fie și să rămână pe harta zonei de nord-vest, pe harta Transilvaniei și pe harta României ca un județ care intră în rândul județelor dezvoltate. Un județ dezvoltat în România anului 2020 înseamnă un județ care oferă antreprenorilor posibilitatea de a crea, de a face investiții și de a crea locuri de muncă. Care, cum spuneam, oferă tuturor, indiferent în ce domeniul de activitate activează, în ce domeniu, în business, în agricultură, în producție, în comerț și așa mai departe, ar activa, oferă oportunități. Această creare de oportunități nu se poate sau nu poate avea loc decât în contextul în care investițiile administrației județene, Consiliul Județean și administrațiilor locale sunt susținute. Iar acest lucru se poate întâmpla doar alegând candidații Partidului Național Liberal. Deoarece guvernul României este liberal. Administrația Consiliului Județean, președintele Consiliului Județean și majoritatea din jurul său și care îi susține proiectele sunt liberale. Este logic că alegerea unui senator de Sălaj, pe lângă un deputat de Sălaj din partea Partidului Național Liberal, va fi de natură a închide acest lanț și de a apropia Sălajul de locul unde se iau deciziile importante. Este foarte important, în opinia mea, ca sălăjenii să aibă un reprezentant în Parlamentul României, acolo unde se fac legile țării, unde se iau deciziile importante, un reprezentant în Senatul României care să poată să le reprezinte interesele, oricare ar fi ele, legitime, cu maxim profesionalism. În ceea ce mă privește, îmi doresc să fac acest lucru, sunt sigur că încrederea pe care sălăjenii mi-o vor acorda pentru a-i reprezenta în Senatul României va fi una consistentă și voi veni ca un răspuns acestei încrederi prin reprezentarea lor cu cinste și onoare în Parlamentul României și pe lângă asta, cel mai important lucru, voi încerca să sprijin toate proiectele pe care județul Sălaj le are și pe care le consideră importante. Pentru că doar așa putem ajuta producătorii din zona agro să-și promoveze produsele. Doar în acest fel putem ajuta producătorii din zona industrială să aibă capital de lucru. Doar în acest fel, cu proiecte coerente și sustenabile, putem ajuta angajatorii, cei care creează locuri de muncă, pentru că ajutându-i pe ei, îi ajutăm pe cei care au finalmente nevoie de locurile de muncă puse la dispoziție de către acești angajatori. Aceștia sunt sălăjenii. Sălăjenii care vor să-și întemeieze o familie, sălăjenii care poate au deja o familie, sălăjenii care au copii și au nevoi. Și aceștia au nevoie de locuri de muncă. Și au nevoie nu de orice fel de locuri de muncă, au nevoie de locuri de muncă bine plătite. Locuri de muncă plătite pe măsura efortului și pregătirii lor. Spuneați mai devreme că este important ca, dincolo de faptul că avem o administrație județeană liberală, să avem și o administrație, un guvern liberal. S-a întâmplat în anii trecuți să avem o guvernare roșie în județ și la fel și la nivel național. Totuși, liberalii susțin că Sălajul a rămas în urmă din punct de vedere al dezvoltării.
Ce s-a întâmplat? De ce nu ne-a avantajat faptul că eram un județ roșu, guvernarea era tot roșie și de ce ne-ar avantaja acum cu o guvernare liberală în județ, cu o administrație liberală în județ și o administrație liberală și la nivel național? Ce va fi diferit de data asta? Regretatul Petre Țusea spunea că, citez, cu stânga nu poți să-ți faci nici cruce, dar aminte să conduci o țară. Politica stângii, socialiștilor, în ultimii 30 de ani a fost o politică a cultivării nesiguranței, a cultivării fricii și a ținerii undeva într-o zonă a electoratului, a unor pături de electorat într-o zonă a neîncrederii, pentru că aceasta și în același timp a ajutoarelor sociale și a promiscuității economice, pentru că acesta probabil este, din perspectiva reprezentanților stângii, cel mai facil mod de a, le aduce voturi. Modelul economic promovat de Partidul Național Liberal este cu totul diferit. Modelul, modelul economic promovat de către PNL Sălaj și care se parafrazează în deviza dezvoltăm România, dezvoltăm Sălajul, este un model economic bazat pe investiții și pe dezvoltare. Pentru că, finalmente, acestea trebuie să ajungă în buzunarul fiecărui român. Cum? Prin oportunități pentru cei care au liberă inițiativă de a-și face afaceri, iar pentru care cei care se regăsesc mai bine în postura de salariat, prin salarii mai bune. Uitați, vă dau un exemplu. De când guvernul Ludovic Orban guvernează România de aproape un an de zile, rata de absorpție a fondurilor europene, atât în mediul agricol, cât și în mediul pe liniile și pe axele non-agricole, este una excelentă. Recent, Comisia Europeană a adresat României și Ministerului Transporturilor o scrisoare în care anunța că va contribui, va gira cu suma de 170 de milioane de euro varianta ocolitoare a municipiului Bacău. Este un mic exemplu, însă lista este mult mai lungă, a ceea ce înseamnă diferența între pasivitate și vorbe goale versus implicare și rezultate concrete. În ceea ce mă privește, chiar dacă nu sunt de specialitate și nu sunt specialist în infrastructură, pot să constat un lucru. Sistemele de comunicație, indiferent că vorbim de infrastructuri rutiere, feroviare, aeriene, sunt oarecum similare cu sistemul de circulație, sistemul circulatoriu al unui organism uman. O țară, un stat, în anul 2020, fără autostrăzi, este precum un organism fără artere. Este imposibil să faci efort, să fii tonic, să desfășori activități sportive, să ții pasul cu ceilalți, cum se spune, în lipsa unui tonus puternic. Fac paralela cu economia unui stat. Economia unui stat nu se poate dezvolta pe deplin și nu își poate atinge potențialul de dezvoltare în lipsa unei rețele de infrastructură rutieră pe măsura competitorilor săi direcți. Și aici vorbesc nu atât neapărat de țările foarte dezvoltate din Europa Occidentală, vorbesc de țările din Europa zonei noastre, a Ungariei, a Poloniei, a Cehiei și așa mai departe, cu care suntem într-o competiție directă pentru atragerea investitorilor. Știți, poate părea o discuție îndepărtată, investitori, cuvinte mari, dar acești investitori, dacă autostrada, sau în momentul în care tronsoanele de autostradă vor trece prin județul Sălaj, vor fi interesați și se vor lega, se vor conecta cu autostrăzile din Ungaria, acești investitori vor fi interesați să cumpere terenuri și să acceseze proiecte în zona Sălajului. Vă întrerup puțin și continuăm discuția imediat după puțină publicitate.
studioul Sălăjanul Info cu invitatul nostru din această seară, domnul avocat Bogdan Ilea, candidatul PNL Sălaj pentru Senat. Discutam, domnule Ilea, înainte de pauză, despre investițiile în infrastructură și despre cât de importante sunt acestea pentru dezvoltarea unei comunități. În ultimele luni de guvernare liberală, unele investiții extrem de importante, investiții, proiecte de infrastructură, practic, foarte importante pentru județul Sălaj, au început să se miște. Și amintesc aici despre câteva tronsoane ale autostrăzii Transilvania, precum și de partea a doua a variantei ocolitoare a municipiului Zalău. Spuneți-mi cât de important este pentru Sălaj, pentru municipiul reședință de județ, ca astfel de proiecte să înceapă să se lucreze practic la ele. Foarte important. În ciuda crizei sanitare prin care România și Europa și întreg mapamondul trec, una din prioritățile guvernului Orban și a ministrului transporturilor, domnul Lucian Bode, a fost păstrarea tuturor șantierelor deja deschise, în operare, în funcțiune, și deschiderea cât mai multor șantiere de infrastructură. Cred că în acest context, cred că deblocarea și semnarea contractelor pentru proiectare și execuție pentru tronsoanele, pentru mai multe tronsoane de autostradă care parte din autostrada Transilvania, tronsoane care străbat județul Sălaj, cred că acest aspect vine ca un succes și, pe de altă parte, o așteptare împlinită a sălăjenilor. Trebuia făcut acest pas, trebuia făcut de mult. După cum spuneam, nu știu de ce nu a fost făcut de vechile guverne, probabil este măsura competenței sau a incompetenței guvernelor socialiste, însă guvernarea de dreapta, guvernarea liberală, își propune și are ca prioritate majoră investițiile în infrastructura mare. Deoarece investițiile în infrastructura mare sunt un motor de dezvoltare. Un motor de dezvoltare atât și creează dezvoltare atât în mod direct, cât și indirect. Autostrada, pe lângă faptul că creează locuri de muncă în momentul sau ulterior demarării lucrărilor de execuție, autostrada este un vector de dezvoltare. Pentru că trăim într-o epocă în care distanțele nu se mai măsoară în kilometri, ci se măsoară în timp. Poți să ai o distanță de 300 de kilometri între două localități, pentru că dacă acea distanță o parcurgi sau este parcursă în mod uzual în 5 ore, datorită ambuteiajelor, creează un disconfort și creează pierderi economice. Pe de altă parte, dacă ai o autostradă și un sistem de infrastructură mare bine pus la punct, timpul de călătorie pe respectivul segment se reduce la 3 ore, iar calculele agenților economici, a transportatorilor, atrag un cost sau costuri de costuri mai mici cu transportul și cu tranzitul mărfurilor și implicit un tranzit mai rapid al mărfurilor. Asta înseamnă că Sălajul va deveni un județ mai atractiv pentru eventuali investitori. Absolut. Pe lângă asta, mulți dintre noi am fost în străinătate, în vacanță, în excursie sau, mă rog, cu familia sau din alte motive. Locurile adiacente, riverane, autostrăzilor, locurile în care sunt descărcări, coborâri sau urcări de pe autostradă, de pe autostrăzi, sunt cele mai bune locuri și cele mai vizitate de către turiști și de către investitori. Marile companii, în momentul în care își aleg locurile
în care urmează să-și locheze, să-și înființeze fabrici, facilități de producție sau să-și relocheze în România din alte părți, se vor raporta la transport, la felul în care pot să aducă materiile prime, și asta se va întâmpla pe rutier, în principal, pe autostradă, și locurile în care pot să coboare de pe autostradă, astfel încât să aibă acces ușor cu facilitățile lor la respectiva fabrică pe care își doresc să o închirieze. Din această perspectivă, mergând pe acest lanț logic, înființarea unei fabrici în zona unei autostrăzi aduce comunității respective, bugetului local respectiv, o serie de taxe care rămân în bugetul local. Cu banii respectivi, Consiliul Local și primarul pot realiza sau pot cofinanța proiecte pe fonduri europene sau pot realiza proiecte din fonduri proprii. Implicit, calitatea vieții în respectivele comunități va crește. De aceea spuneam că este foarte important ca acest proiect, mare proiect de infrastructură, și anume autostrada Transilvania, care din fericire trece și prin județul Sălaj, să fie dus la bun sfârșit. Și eu am încredere și asigur pe sălăjeni că guvernul liberal, ministrul Lucian Bode și primul ministru urmăresc cu mare atenție acest proiect și nu numai că îl urmăresc, îl impulsionează în limita atribuțiilor legale pe care le au, lucru care, fără de care, sau impuls fără de care, stadiul nu ar fi fost atât de avansat. Din momentul în care contractul pentru proiectare și execuție a fost semnat, traseul acestei autostrăzi este unul cu sens unic spre finalizare. Rămâne, din acest moment, în sarcina constructorului să asigure proiectarea și execuția acestei autostrăzi. Din fericire, există toate premisele ca acest lucru să se întâmple, deoarece și din fericire este vorba despre un constructor român, din câte știu eu, care are un istoric foarte bun în execuția de autostrăzi. Vorbeam despre faptul că aceste investiții majore în infrastructură sunt practic un magnet pentru potențialii investitori. Presupun că un rol important în atragerea acestor investitori îl joacă și autoritățile locale, județene și implicit și parlamentarii. Da, aveți dreptate. Tocmai de aceea am decis să candidez pentru o funcție în Parlamentul României. De aceea îmi doresc să fiu senatorul sălăjenilor, pentru că este foarte important ca vocea sălăjenilor să poată fi auzită în Parlament. Multe decizii de natură socială, economică, care privesc lumea juridică, lumea agricolă și așa mai departe, decizii care se răsfrâng asupra sălăjenilor, se iau în Parlamentul României. Din păcate, Parlamentul ultimilor 4 ani, cu o majoritate toxică, PSD, socialistă, a luat multe decizii greșite și de multe ori nu a luat decizii atunci când trebuia să ia decizii. Propunerea noastră este ca sălăjenii să trimită în Parlamentul României oameni care își doresc să facă bine pentru comunitățile lor și pentru România în ansamblu. Și acest lucru se poate realiza doar prin implicare și prin asumarea unor decizii curajoase. Pentru că este bine știut, spre exemplu, vorbim despre investițiile în infrastructură. Orice fel de investiție în infrastructură, la nivel local, la nivel național, fie că vorbim de asfaltarea unui drum, de înființarea unei lucrări de canalizare sau, mă rog, alte lucrări, presupun un deranj pe care privații trebuie să-l suporte. În ceea ce privește autostrăzile, trebuie să se realizeze exproprieri. În ceea ce privește execuția, trebuie decoperta terenul, utilajele grele circulă. Creează un disconfort proprietarilor de terenuri din zona respectivă. Însă acest disconfort este compensat, recompensat cu creșterea valorii terenurilor, cu potențialul pe care o astfel de investiție îl dă terenurilor și proprietarilor de terenuri din zona respectivă. La fel cum în plan local.
Iar acest lucru îl știu din discuțiile cu foarte mulți colegi primari. În plan local, o investiție cum este o aducțiune de apă, tragerea unei, înființarea canalizării într-o comună sau într-o localitate, oferă la momentul implementării un disconfort, pentru că este nevoie de săpături, este nevoie de distrugerea unor accese în, spre proprietățile oamenilor, de rearanjarea sau distrugerea și refacerea unor podețe și așa mai departe. Însă ulterior, în momentul în care acea investiție este recepționată și pusă în funcțiune, confortul comunității respective este mult ameliorat. Pentru că și atunci oamenii înțeleg utilitatea respectivei investiții. De aceea spuneam, este foarte important, foarte importantă încrederea pe care sălăjenii o acordă și trebuie să o acordată la alegerile locale și pe care eu îi rog să o acorde și la alegerile generale, trimițând un senator în județul, în Parlamentul României din județul Sălaj. Pentru că în acest fel investițiile mari vor fi stimulate, iar investițiile mari vor oferi resurse autorităților locale să-și dezvolte propriile investiții, iar asta se va reflecta în creșterea calității vieții fiecăruia dintre noi. În campania pentru alegerile locale, Partidul Național Liberal a făcut de fiecare dată o comparație între Sălaj, sau respectiv Zalău, și județele vecine care au o administrație liberală de mai mult timp și care, din punct de vedere al dezvoltării, sunt mult peste noi. Cum vedeți dumneavoastră dezvoltarea reședinței de județ a județului Sălaj, gândindu-vă la vecinii noștri? Cum o vedeți cu o guvernare liberală și o administrație liberală pe plan local? Și Zalăul și Sălajul au pierdut în tempo, raportat la alte reședințe, municipii reședințe de județ. Probabil s-ar putea spune că Zalăul nu are potențialul Clujului sau nu are potențialul Oradiei. Nimic mai fals. Este adevărat. Nimic nu poate contrabalansa calitatea învățământului universitar și tradiția învățământului universitar din Cluj-Napoca. Personal, sunt absolvent de Babeș-Bolyai, acolo am făcut facultatea de drept și mă mândresc cu asta. Însă, anii mei de facultate din 2000 până 2004 s-au suprapus cu ultimul mandat de primar deloc regretatului ca primar, ca să spun așa, Gheorghe Funar, o persoană care s-a concentrat mai mult pe mesaje populiste, pe mesaje extremiste și xenofobe în locul proiectelor de investiții. Era o perioadă în care, dacă vă amintiți, Clujul era rămas în urmă, iar Timișoara era motorul dezvoltării în Transilvania și zona aceasta de vest. Și Banatul era implicit un motor de dezvoltare. Deci, din această perspectivă, nu putem juca sau nu ne putem consola, nu avem voie să ne consolăm cu faptul că suntem ruda mai săracă și mai urâțică din această zonă de nord-vest, pentru că nu este așa. Faptul că ne aflăm în mijlocul regiunii de nord-vest este un mare potențial. Nu vreau să fiu redundant, dar revin din nou la autostradă. În momentul în care autostrada va fi finalizată, nu va mai exista problema și bariera limitelor timpului și a distanțelor în această zonă de nord-vest. Din această perspectivă, aceasta este un potențial pe care administrația socialistă din ultimii ani a județului nu a știut să-l exploateze și să-l exploreze pentru a identifica oportunitățile care derivă din această poziționare foarte bună a județului Sălaj. Spuneam așadar că nu este un argument faptul că Clujul e Clujul și Zalău nu o să fie niciodată Clujul. Este ca și cum spune că iarna nu e ca vara. E adevărat, corect. Dar Zalău este un oraș, un municipiu relativ mic. Este un municipiu care putea fi sistematizat, iar Sălajul este din nou un județ mic. Dezvoltarea, știți, lipsa de dezvoltare
poate fi privită ca un handicap sau poate fi privită ca o oportunitate. Sunt convins că președintele Consiliului Județean, susținut Dinu Iancu Sălăjanu, susținut de subsemnatul în calitate de senator al Partidului Național Liberal în Parlamentul României și de către ministrul Lucian Bode, ca reprezentant al guvernului Orban, va avea viziunea dezvoltării Sălajului și viziunea transformării acestui tempo pierdut de către Sălaj într-o oportunitate de dezvoltare, pentru că va putea să configureze și să așeze județul Sălaj prin prisma investițiilor de care are nevoie în rândul celorlalte județe din Nord-Vest, din regiunea de Nord-Vest. Și implicit, cred că acest model de dezvoltare de dreapta, implementat la nivelul județului Sălaj, va fi de natură a convinge zălăoanii că unicul model de dezvoltare durabilă a municipiului Zalău este cel de dreapta. Pentru că Clujul are o experiență fericită. Clujul nu ar fi avut acest boom de dezvoltare, n-ar fi devenit motorul industriei IT în România, dacă acele firme nu ar fi avut infrastructură, dacă angajații acelor firme nu ar fi avut unde să-și petreacă timpul, în parcuri, să aibă infrastructură, să aibă locuri unde să se plimbe, unde să se recreeze, pentru că nu toată viața ți-o petreci la birou, trebuie să ai viață și după ora 16 sau când ieși de la birou. Din această perspectivă, locurile de joacă pentru copii, parcurile, mediul, atenția pentru mediu trebuie să fie foarte importante. Uitați, mediul este una dintre temele neglijate de către politicieni în general. Cred că este una dintre cele mai ofertante teme, pentru că, la fel cum nu te costă nimic să spui sărut mâna, mulțumesc, bună ziua, adică să fii politicos, să respecți oamenii din jurul tău, la fel nu te costă nimic să respecti mediul. Nu te costă nimic să ții ambalajul în mână sau în buzunar încă 15 metri până la următorul coș de gunoi. Nu te costă nimic să nu deversezi fosa septică în cea mai apropiată vale și așa mai departe. Nu te costă nimic ca autoritate locală să verifici, pentru că ai funcționari în acest domeniu, să verifici în ce fel sunt respectate normele de mediu. Și vă dau câteva exemple care, din nefericire, nu ne fac cinste. Intrările și ieșirile din Zalău sunt pline de terenuri colmatate cu resturi din construcții. Este un lucru pe care eu nu l-am mai văzut nicăieri în România și m-am circulat în interes de serviciu destul de mult. Văile sunt infestate cu gunoaie. Astea sunt chestii care nu ar costa nimic, pentru că ar însemna să cetățenii să nu infesteze respectivele zone. Păi de o parte avem simțul civic și de cealaltă parte avem autoritățile care ar trebui să-și facă treaba, nu? Da. Pentru care sunt plătite. Avem autoritățile trebuie să acționeze echilibrat între a educa și a sancționa. Trebuie să existe un echilibru. Nu sunt adeptul sancțiunilor extrem de brutale. Începe întotdeauna cu îndemnuri și cu educație, inclusiv în ceea ce privește mediul. Și pentru că vorbim de mediu, au existat foarte multe discuții și există foarte multe discuții legate de grija dezvoltare, investiții versus grija pentru mediu. În permanență, acest lucru a fost o prioritate pentru guvern și după ce voi fi ales ca senator, va fi o prioritate și pentru mine, pentru că avem cea mai bogată biodiversitate din Europa. Suntem o țară care are foarte multe, are o faună extrem de diversă pe care trebuie să o protejăm. Însă acest lucru trebuie să fie în echilibru cu nevoile de dezvoltare durabilă a comunităților. Acolo unde, spre exemplu, agricultura este afectată de vânat, trebuie găsit un echilibru și intervenit legislativ astfel încât interesele atât a deținătorilor de fonduri de vânătoare, care sunt mai puțini, cât și a agricultorilor, care sunt mulți,
și se simt nedreptățiți să fie reprezentate. În una din zilele trecute am avut o întâlnire cu reprezentanții agricultorilor dintr-o comună din apropiată municipiului Zalău, din județul Sălaj, care mi-au semnalat această împrejurare. Cred că există soluție legislativă care, după consultarea tuturor celor implicați, într-un dialog calm, într-un dialog al argumentelor, să rezolve această problemă. Pentru că vânat și agricultură au existat întotdeauna în România. Acest dezechilibru s-a produs în ultimii 10 ani, în care nu s-au luat suficiente măsuri, sau cei care au luat măsuri legislative nu s-au aplicat suficient asupra nevoilor tuturor celor implicați. Vă mai dau un exemplu. În fiecare lună, cel puțin o dată, vedem la știri, la știrile de maximă audiență, la știrile naționale, o știre legată de urșii care coboară în comunitate, chiar în județul Sălaj, lucru neașteptat în urmă cu 10-15 ani sau în urmă cu mai mult timp. Urșii au coborât aproape de comunități și au pus în pericol viața și proprietățile și posesiunile și animalele sălăjenilor. Acest lucru nu este întâmplător. Și iar soluția nu este distrugerea mediului, distrugerea faunei și împușcarea animalelor. Soluția este undeva la mijloc, relocarea exemplarelor care au tendința să distrugă, dar pe de altă parte obligarea proprietarilor fondurilor de vânătoare la a-și hrăni animalele. Pentru că animalele au nevoi primare. În momentul în care duc lipsă de hrană, intră în gospodăriile oamenilor sau pe terenurile cultivate ale oamenilor. Din această perspectivă, am încercat să vă ofer un exemplu de măsuri aparent mici, dar care pot aduce mai mult confort cetățenilor din județul Sălaj. Și este unul dintre exemplele pe care am vrut să vi-l dau pentru a vă arăta că lucrurile importante sunt suma lucrurilor mici pe care le faci pentru a ajunge la un țel. Din această perspectivă, cred că încrederea acordată subsemnatului în calitate de candidat la Senatul României din partea Partidului Național Liberal nu va rămâne nerăsplătită sălăjenilor. Acesta este plusul pe care îmi propun să-l aduc în Parlamentul României odată ce voi fi ales în Senat. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi. Am ajuns la finalul emisiunii. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, seară plăcută! La revedere!